Biserica cu hramul Înălțarea Domnului, satul Rădoaia, raionul Sângerei. Înălțat te-ai într-o slavă, Hristoase Dumnezeul nostru! Se cântă într-o parul sărbătorii Înălțării Domnului și tot într-o slavă, în anul 1886, în satul Rădoaia, a fost înălțată Sfânta Biserică în cinstea acestei sărbători. Sfântul locaș este construit din piatră, pereții având grosimea de un metru. Piatra pentru construcția bisericii a fost adusă de către oameni cu carele din pădurea satului, acest lucru demonstrându-ne cât de mare era credința lor și cât de aprins era sufletul după cunoașterea lui Dumnezeu, căci nu a folosit tractoare sau mașini și nu au cumpărat piatra, ci singuri, cu puterile lor, cu sudoarea frunții lor, s-au nevoit de a înălța casa Domnului. Odată cu Sfântul Locaș, a fost construită și încăperea școlii, care activa pe lângă biserică. Toate aceste lucruri bune și frumoase au durat până în perioada regimului sovietic, căruia nu i-a scăpat din vedere nici această biserică, căci a batjocurit-o și distrus-o chiar în prima săptămână a postului mare, iar odată cu închiderea ei a închis și în sufletele oamenilor nădejdea mântuirii și a pocăinței și le-a stins flacăra bucuriei învierii Domnului timp de 40 de ani, căci în anul 1988 clopotele bisericii au început de nou să bată, aducând marea bucurie a biruinții binelui asupra răului. De atunci și până astăzi, Biserica Ortodoxă se bucură de pace și liniște. Dar așteaptă tăcută creștinii și mare îi este durerea când în sărbători și duminici bisericile sunt pustii, iar magazinele și cluburile pline, căci nimeni nu știe când Domnul va veni și oare ce răspuns vom da atunci dreptul judecător.